Bună, bine te-am găsit! Dacă ești gemeni sau ascendentul în gemeni, acestea sunt previziunile pentru tine, pentru luna iunie. Aș vrea să spun așa încă de la început că ești vedeta lunii. De ce spun asta? Iată, Jupiter a intrat în semnul tău pe data de 26 mai, începe să răsară soarele pe strada ta, să spunem așa, iar pe data de 6 iunie vom avea o lună nouă superbă la tine în vizită, să spunem așa. Deci această lună nouă beneficiază și de prezența lui Venus și de prezența lui Jupiter. E un moment nemaipomenit pentru aceia dintre voi care vor să o ia de la capăt. Dar știți cum este, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Că dacă voi vă doriți o schimbare importantă în viață, aceasta nu vine așa cum noi imaginăm, cum visăm, cum sperăm, cum ne-o planificăm, ci pur și simplu câteodată viața ne pregătește așa o criză, o schimbare care nu ne convine, un eveniment din acesta neplăcut, care să ne facă să căutăm prospețimea, să căutăm noutatea și să o luăm de la capăt din nou. Da? Deci, iată, prima parte a lunii, chiar dacă nu vă simțiți, chiar dacă se întâmplă lucruri care pe moment vi se par nedrepte, incorrecte, să știți că ele sunt menite, de fapt, să vă ducă din punctul A în punctul B, pentru că altfel nu veți găsi voi dorința să mergeți mai departe. Da? Deci, dragii mei, bucurați-vă în prima săptămână a lunii. Pe urmă, trebuie să țineți cont de faptul că Marte va intra în casa a 12-a pe data de 9 iunie. Ce înseamnă asta? Că trebuie să aveți foarte mare grijă de sănătate. Acum, când Jupiter este în semnul vostru, el are această tendință de a amplifica și ce este bine și ce este rău. Și dacă vă știți cu probleme de sănătate, să știți că ele se pot amplifica. Da? Dar tocmai se amplifică să nu le mai ratați, să nu le mai neglijați, să nu le mai ignorați și pentru a începe să căutați, iată, resurse, pentru a începe să căutați tratamente, doctorii cei mai buni. Da? Deci asta trebuie să faceți voi din punctul meu de vedere. Dacă vreți o schimbare într-un anumit domeniu, mai întâi trebuie să vă preocupați de, iată, partea aceasta de sănătate. După care, țineți cont că în a doua parte a lunii aveți foarte mult marcaj în casa a doua, ceea ce înseamnă că vor fi cheltuieli. Dar știți cum este, aveți de unde, pentru că Jupiter în casa întâi vă salvează și vă aduce exact acolo unde nu, de acolo de unde nu vă așteptați. Un lucru vreau să aveți în vedere în plus, faptul că Saturn își începe retrogradarea la final de lună, dar chiar dacă și-o începe pe data de 29 iunie, s-ar putea să-l resimțiți din punctul meu de vedere, iată, cu vreo câteva zile înainte. Așa că finalul lunii vine cu niște reajustări, să le spunem, niște teste pe plan profesional. Cei care sunteți mai tineri, din punctul meu de vedere, veți considera că nu e corect ce se întâmplă. Cei care aveți deja mai multă experiență, o lăsați așa și ziceți să lăsați să treacă timpul, astfel încât să luați o decizie foarte bună pentru voi. De asemenea, fuga de responsabilitate nu o să vă ajute, pentru că atunci când Jupiter vă tranzitează semnul, dar și alte planete, veți avea impresia că l-ați prins pe Dumnezeu de picior, că v-a pus Universul în traistă tot ce se putea mai bun și fugiți de responsabilitate, fugiți să vă asumați și e posibil ca din când în când să vă și victimizați. Acum, asta le vă oferă toate aceste oportunități tocmai ca să vă maturizați. Iar retrogradarea lui Saturn de la finalul lunii, dacă nu vă găsește, de exemplu, maturi, căliți emoțional, va face ea în așa fel încât să vă aștepte în luna iulie destul de multe teste, da? Și destul de multe examene. Dar dacă este, ne uităm așa la întreaga lună, să știți că aveți foarte multe oportunități și mai am eu o vorbă când apare asemenea aspecte. Dacă nu se întâmplă și ceva bun în viețile voastre, nu mai aveți voie să dați vina pe astre, ci trebuie să vă gândiți, să vă uitați în propria ogradă și să vedeți de ce ați fugit și ce lecții nu v-ați învățat. Aici, Radio DGNews.ro. Un radio care se citește. Radio DGNews.ro.